Ieri a avut loc lansarea oficială a proiectului Fabrica de Campioni, inițiat de fostul jucător de handbal Tudor Marta. Evenimentul i-a avut ca invitați de marcă și ambasador de imagine pe Maricel Voinea, legendarul handbalist din anii 80 al echipei Minaur Baia Mare, Cristina Pârv, cea mai titrată voleibalistă a României, și Vasile Bogdan, fost decatlonist deținător de recorduri naționale, timp de mai mulți ani decan al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj. Scopul proiectului este de a descoperi și selecta copii talentați din mediul rural și de a-i pregăti pentru a face performanță. Ne-am dorit să fie un proiect pilot, așa și cum domnul ministru a spus în mesajul pe care ni l-a transmis. Credem în potențialul acestui proiect și credem în dezvoltarea acestui proiect la nivel național. Impactează extraordinar de bine mediul rural, mediul rural care are atât de multă nevoie de sport și nu numai, are nevoie de oameni care să caute acolo calitatea oamenilor din mediul rural. Trebuie să creăm și un brand puternic pe lângă activitatea noastră sportivă. Ne dorim ca acest brand să crească atât de tare încât potențialul să fie unul național și atunci, bineînțeles, că avem nevoie de oameni care au performat în sport, oameni cu o imagine foarte bună. Sportivii titrați ai României care au luat parte la manifestare au subliniat importanța proiectelor de acest fel pentru a oferi o șansă copiilor de a practica diverse activități fizice pentru început, iar apoi chiar de a obține performanță. În plus, mișcarea și un stil de viață echilibrat și ordonat contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici. Mă bucur că există așa proiecte, multisport, pentru că este foarte important ca și copilul și părintele, în primul rând, să se conștientizeze că este important să faci sport. Fiecare sport îl completează pe celălalt, fiecare sport are particularitățile lui, fiecare sport este important pentru dezvoltarea fiecărui copil, fiecărui cetățean. Copiii de la țară sunt mai dezavantajați ca cei de la oraș, că nu au părinții bani, nu au găsit să se ducă la antrenamente, nu au timp, eventual trebuie să meargă la seceră, la lucrurile agricole și acest proiect este foarte important pentru acești copii, că și acești copii au talente. Ministrul sportului Eduard Novac a transmis la rândul său un mesaj video participanților în care a lăudat inițiativa băimăriană pe care o consideră ca fiind unică în România. Acesta a explicat că acest proiect vizează unul din obiectivele ministerului cuprins în Strategia Națională pentru Sport, acela de a atrage spre sport copii din zona rurală.